O remaniere guvernamentală ar însemna forțe noi pentru actuala coaliție, ar însemna oarecum punerea deoparte a tensiunilor de la vârful Partidului Social Democrat și poate o relansare a guvernării pe care sunt convins că vă doriți ca român. Așa o să marcheteze toată această remaniere coaliția aflată la guvernare. Mai puțin domnul Varujan Vozganian, care e atât de elegant când vorbește de remanierea asta, explicându-i domnului Dragnea că n-ar trebui să o facă pe partea ALDE fără să fie de acord ALDE. E firesc, e purtător de cuvânt, vorbește în numele partidului. Sunt perfect de acord cu poziția domniei sale și eu, dacă aș face parte dintr-o coaliție guvernamentală, mi-aș apăra elementele pe care le doresc în continuare în scena guvernamentală. Dar această remaniere nu e făcută pentru că și-o dorește PSD-ul sau pentru că și-o dorește Liviu Dragnea din start, ci pentru că a fost un eșec ce s-a întâmplat la ședința domniilor lor de vineri, pentru că astăzi, până una alta, animozitățile, asperitățile trebuiau reglate. Practic, o listă neagră cu oamenii care n-au fost alături de Liviu Dragnea. Și va începe așa. Care mai intră pe lista asta, care mai iese? Acum este ALDE pe lista asta neagră, dar nu se știe în urma discuțiilor dacă iese. Sunt oamenii doamnei Fira și cei care sunt denumiți puciști de dumneavoastră și de restul presei. Eu nu-i numesc puciști, eu numesc dizidenți. Deci mi se pare un termen mai civilizat. Fluxul intrări-ieșiri este unul de o dinamică pe care mie mi-e greu să o anticipez până pe data de 8 octombrie sau când se termină referendumul, dată la care a fost anunțată remaniera cu nume și prenume. Deci domnul Dragnea va face imposibilul să-și îndepărteze tot ce înseamnă element ostil în PSD și să mulțumească pe cei care i-au fost suporteri în această bătălie politică. Să războiul, conflictul din PSD durează de 18 luni. Să nu uităm că au schimbat un guvern la 6 luni, primul guvern la 6 luni, cu sprijinul ALDE, ca urmare a neîndeplinirii programului de guvernare, după care a mai venit încă un guvern și au depus moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, au venit depeșele acestea, scrisori care mai de care mai pompoase pe 7 pagini sau pe 20 de pagini. E un moment de criză. Este un moment de criză, nu doar politică la PSD, e un moment de criză guvernamentală și vă dau un singur exemplu și cu asta am să închid. Vin din Senat. În Senat, după vreo 2 luni de dezbateri, dar vreo 3 ani în care proiectul spălării banilor a stat la guvernul României, sper că proiectul de combatere a spălării banilor, nu proiectul spălării banilor. Proiectul împotriva spălării banilor, vorbesc de directiva europeană care trebuia transpusă din 2016. Știți care e consecința de care nimeni nu vorbește astăzi și toată lumea vorbește de reglarea de conturi din PSD? Vreo 1800 de euro sancțiune pe care o să o plătim cât de curând și vreo 21.000 de euro daune combinatorii pe zi de întârziere. Deci niște bani pe care, din pricina unui guvern pe care eu nu-l mai pricep de mult și am încetat să pricep ce face, vom plăti ca țară, singura care n-a transpus până la momentul acesta această directivă, a patra, deja fiind elaborată și adoptată a cincea directivă împotriva spălării banilor, noi plătim. Da, pe domnul Dragnea nu-l interesează care teme principale, importante, de substanță la partid. Fiecare cu